Mie mi s-a părut un interviu foarte prost. Dacă mă întrebați pe mine, în primul rând ar fi putut... Adică m-a deranjat mai multe lucruri. Și anume că în timpul interviului o întreba de ce ești nervoasă. Vroia să o provoace, să o agite, să o facă să... Sau vroia să insufle celor care se uitau la ei că, vezi, doamne, este nervoasă și că este deranjată de întrebări. Sau... A fost clar că era ceva un... meci între cele două, de fapt un meci al Hatice-i către Maria, nejustificat până la urmă, că fata aia chiar răspundea ok, o întreabă, ești nervoasă, de ce te agiți? Nu, ești agitată, ești nervoasă, de ce te agiți așa? Din punctul meu de vedere, cred că ar fi trebuit să nici nu mai răspundă la întrebări, pentru că nu cred că era obligată, oricum intra în cursa de eliminare și cam aia era. Interviul, adică tocmai asta face diferența. Data trecută problema a fost nu întrebarea și modul de exprimare. Acum modul a fost mult mai agresiv, mai tendențios și totuși nu s-a vorbit despre asta. Cum se face că există diferențele acestea?